Hai băieții, hai băieții, haide! Hai băieții, hai băieții, haide! Ne pregătim de meci, domnule, ce să facem? Mă refer la noi, părinții aflați zilele astea la Mangalia, unde are loc Liga Națională de Basket Under 12 ani. Și eu, inspirat de părinții ceva mai scandalagii și de o inițiativă a unor cluburi din Suedia, care nu mai știau ce să facă pentru a opri certurile dintre părinți la meciurile copiilor, mi-am făcut acest tricou. Dar să trecem la fotbal. Rafa Marquez e al treilea jucător din istoria fotbalului care a jucat la 5 campionate mondiale. Ho-ho! Felicitări, tipule! Americanii nu-l felicită. Nici o firmă americană n-are voie să se asocieze cu numele său pentru că Rafa este pe lista neagră a americanilor cu tip suspectați că au sprijinit cartelurile de droguri. E, a mai fost suspectat și Saddam că face bombe nucleare și după ce l-au mierlit au găsit 3 cuțite și o kendama foarte periculoasă. S-a ajuns la o situație atât de jenantă încât Marquez bea apă de la o altă firmă decât restul colegilor. Nino, Nino! Vezi că tu ai mai fost toată la pușcărie? Mexicul a arătat ca o echipă foarte puternică. Coreea de Sud a arătat ca o echipă care, dacă ar fi luat un punct, l-ar fi pus în ramă. Iar pe ăla trebuia să-l ia cu Suedia. Dar na, îi știți pe coreeni, luptă nenică, agitație, bătălie mare până îi răpui. Ci că în locul lui Kim ăla mai defensiv, o să intre Kim ăla mai ofensiv. Dar supărarea maximă a asiaticilor e că i-au permis lui Lee O'Neal să joace pentru Argentina. Messi! Messi! Mexico! Mexico! Cu o victorie, Mexicul se califică și, cum zic, n-ar fi rău. La stilul de joc foarte iute al verzilor merge tare bine o cerveza și asta trebuie să curgă și după faza grupelor, nu? Păi na, trebuie să luăm în calcul și că nefiltrata nemțească răsuflă chiar din faza grupelor. Chiar dacă trebuie să fii băut bine ca să crezi că Germania poate păți o așa rușine. Ce vă place vouă la apa asta, nu înțeleg. Oricum, jucătorii au fost băgați în ședință după meci. Mai exact, s-au băgat singuri în ședință. Și mai exact, Neuer, Boateng și Hummels i-au băgat pe colegii în ședință. Iar Love, doar după ce s-a rugat frumos de ei, a fost lăsat să asiste. Bă, ce cu democrația asta, mă? Și la nemți? Oricum, poate ajunge moda asta și pe la noi și vom avea norocul să vedem o filmare de-aia pe nașpa de la o ședință ținută de Ali Bek la FCSB. Și ce faceți, mă, panzerelor? Va intra nisip la șenilă? E manșaftul cu fundul în apă grav de tot. E panică mare, man. Doamne, cum era Lov, era low cost. Ci că n-am mai fost într-o asemenea situație. Vezi, bă, Lov, vezi cum se simt alții de atâția și atâția ani. Să vă gândiți la chestia asta când le umpleți fără milă poarta adversarilor. Nu mai zic de băieții îmbrăcați în roșu, galben și albastru și care au făcut conjunctivită de la atâta televizor. Mă uitam și aseară, frate, ce mai comenta ne-ai stoichiță, revărsată așa pe un scaun la TVR, ne dădea din înțelepciunea lui. Ce fotbal să ai, frate, câtă vreme de fotbal prin forurile de profil se ocupă băieți de ăștia, să fim serioși. Mă rog, ați văzut că până la urmă s-a descoperit de ce a învins Mexicul. Crucea, bă, crucea, că are dreptate și Gigi. Ai văzut, nea Gigi, acolo putere tăticu, degeaba Tănase, degeaba Man, dacă n-o transfer pe bunicuța asta din Mexic. Și apoi, cât te poate costa să cumperi o femeie din Mexic? Trimite-l pe meme, că el e tare pe America Latină, da, bazat. Ai dat-o 2 milioane pe Florinel Gleznă de Aur, nu bagi 1,5 milioane în doamna mexicană făcătoare de minuni fotbalistice. Sau trimite-l pe Luțu la specializare, da, îi dai o cruce dintre alea bune aduse cu măgarii de pe muntele Atos și ceva bani de buzunar, nu mulți, nu mulți, că apoi mi-l îmbârligă Mutu să-i aducă și lui 2-3 kg de făină, de-aia cu 3-0, de-aia pură, tată, să-i ajungă vara asta, că stă și el cu nasul pe tușă. Ganaron, felicitaciones. Muchas gracias. Mire lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones. Felicito.
fanii japonezi și senegalezi au făcut curat după meci? Bă, dar voi chiar n-aveți treabă? Poate vă caută vreo bere prin oraș. Voi pierdeți timpul la șmotru? Ce, le-au băut suedezii pe toate? A, ok, atunci dacă tot v-ați apucat, nu dați o tură și pe la București? Nu, nu e niciun meci, dar organizăm ceva rapid, ceva frumos. Păi ce nu face statul paralel pentru încă o ocazie să o huiduie pe sărmana doamna Firea, nu?